prieteni, vă mulțumim că ați venit, mai așteptăm ce proiecte note. Să fim posibile. Presiune criminală la Thank you.
Clasă politică, ăștia care au ajuns în Parlament, pot genera o guvernare stabilă în interesul populației din Republica Moldova. Și din cauza furtului de la BM, dar și din cauza această situație s-a creat din cauza că Plahotniuc și Filat știu că dacă aduc justiție independentă în Republica Moldova, ei ajung la pușcărie. Situația din România, unde justiția își face treaba, i-a făcut pe ăștia să creeze această situație în Republica Moldova. Și Plahotniuc și Filat le convine haosul în țara asta. Haosul este situația în care ei au garanția că nu ajung la pușcărie. Asta poate să însemne și alegerile anticipate. Ceea ce avem noi la ora actuală este un haos organizat. Un haos organizat cu scopul de a nu admite în Republica Moldova îndeplinirea acordului de asociere, deci de a nu admite în Republica Moldova a unei justiții independente. Nu susținem guvernul Gaburici, nu credem că această, cei care sunt în Parlament, nu credem că Plahotniuc și Filat pot genera o guvernare stabilă în interesul Republicii Moldova. Noi nu considerăm că Gaburici este un personaj de discutat în spațiu public. Gaburici, fie că ajunge prim-ministru, fie că n-ajunge prim-ministru, este doar rezultatul unui joc pe care îl fac cei doi mafioți. Spuneți-vă, rog, întrebarea. Acest eveniment are loc cu un singur scop. Vrem justiție independentă în Republica Moldova, pentru că numai justiția independentă poate aduce cei doi criminali la pușcărie. Mă refer acum la Filat și la Plahotniuc, care au deturnat interesul majorității populației din Republica Moldova în interesul lor de clan și de grup. Mulțumesc! Manifestare. Stimați prieteni, eu am să formulez acum pentru dumneavoastră mesajul pentru care am venit noi. Iar aprobarea dumneavoastră pentru acest mesaj va fi strigătul nostru jos mafia. Deci, noi ne-am adunat aici pentru a spune că dorim justiție independentă. Vrem justiție independentă și un procuror european. Doar o justiție independentă poate asigura parcursul european al Republicii Moldova. Plahotniuc și Filat nu doresc îndeplinirea acordului de asociere, pentru că în fiecare zi când se uită la televizor și văd ce se întâmplă în România, îi apucă groaza de ceea ce se poate întâmpla lor. Noi asistăm la ora actuală, fie că un candidat pentru prim-ministru este Leancă, sau Gaburici, sau Zinaida Greceanu, sau Tarlev, nu contează numele. Tot ceea ce asistăm noi acum este un haos organizat. Este un haos organizat pentru a trage cât mai mult de timp ca să nu ajungă la pușcărie acești doi criminali. În campania electorală, când mergeam în disperare prin satele noastre și auzeam lozinca Partidului Democrat, noi creștem Moldova, noi le spuneam oamenilor un singur lucru. Nu cresc ei Moldova, cresc ei ca un cancer pe trupul acestei țări. Au trecut 3 luni de zile și lumea acum plătește conceptele pe care le-au organizat ăștia cu Julia, cu Nelly Ciobanu, cu Lazariu, cu toți ăștia, cu Kirkorov, pe urmă, cu vedete internaționale. Acum concertele alea îi costă pe oamenii noștri $1 miliard. $1 miliard l-au scos din banca de economii
Și acum îl scot pe acest minor de la Banca Națională. De lumea, spuneam că lumea se teme de căderea leului până îl văd pe ăsta. Când îl văd pe ăsta, se tem de sfârșitul lumii. Asta este situația în care ne-am pomenit la ora actuală. Noi nu știm cu dumneavoastră dacă se va vota un guvern astăzi. Culmea este că nimeni din Parlament, în afară de Plahotniuc, nu știe dacă se va vota sau nu un guvern astăzi. Pentru că acest criminal, ăsta pune, face și desface în Republica Moldova. Am ajuns la cheremul unui criminal despre care am vorbit constant 4 ani de zile că va aduce Republica Moldova în această situație. Așa cum observăm noi că se întâmplă în Republica Moldova, impresia este că Plahotniuc duce lucrurile spre alegeri anticipate. Ce ar însemna în această situație alegeri anticipate pentru Plahotniuc? Pentru Plahotniuc alegeri anticipate ar însemna să aibă nu 17 sau 18% cât le-a luat, ci să aibă peste 20%. Pentru că Comisia Electorală Centrală este în mâinile lui. Pentru că registrul și accesul la datele personale ale cetățenilor este în mâinile lui. Pentru că Procuratura și Justiția este pe mâinile lui. El deja a făcut la 30 noiembrie un experiment în care a dovedit că poate falsifica la proporțiile unei întregi țări, poate falsifica alegerile. Și noua campanie electorală care se va face cu toate televiziunile lui și cu o Comisie Electorală Centrală subordonată lui, va fi și mai grav. Iată de ce speranța noastră este în revolta dumneavoastră, în spiritul de revoltă pe care îl dezvoltăm noi acum aici în stradă. De-aia v-am mulțumit la început că ați venit aici la această manifestare, că ați venit de 3, de 4 ori mai mult decât au venit alte două date când am fost noi aici. Și sunt sigur că dumneavoastră altă dată o să aduceți și mai mult. Noi am venit aici și le spunem, eu pe rețelele de socializare i-am rugat pe cei cuvânturi euroasiatice în cap să nu vină la manifestările noastre. Pentru că manifestările noastre sunt pentru o Moldovă europeană, pentru viitorul nostru european, pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și pentru a demonstra întregii lumi, tuturor moldovenilor, că cei ce au făcut criminalii de la guvernare, numai integrarea europeană n-a fost. Integrarea europeană pentru Republica Moldova înseamnă justiție independentă. Integrarea europeană pentru Republica Moldova înseamnă un arbitru străin, procuror din străinătate, care să înceapă reforma procuraturii și aducerea acestor criminali pe banca acuzaților. Jos mafia! 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 Care s-a făcut la Banca de Economii este un furt care va intra în istoria nu numai a Republicii Moldova. Nu s-a furat cumva sofisticat, s-a furat brutal. $1 miliard a fost scos din Banca de Economii, dus într-o bancă din Rusia și acum nu mai este, nici banca aia nu mai este. Acest dolar nu se poate întoarce înapoi pentru că este furat deja. Singurul lucru care îl putem face este să-i băgăm pe ăștia la pușcărie și să începem a ne căuta banii. Să-i băgăm la pușcărie, să-i pedepsim, să le luăm averile pe care le-au împrăștiat prin toată lumea și acum așteaptă doar momentul în care se urce în avioanele lor și să fugă din țara asta. Asta au făcut până acum. Spuneam încă 4 ani în urmă, Plahotniuc are avionul lui personal și pistă pentru elicopter pe Global Center, acolo unde are el oficiu. Mai grav este că toată lumea asta care acum stă și se uită stupefiată cum este furată, într-o bună zi se va pomeni că nu are de la cine să ceară, că lor le-a rămas numai să facă pasul în avioanele lor de lux să dispară din țara asta. O să-i căutăm în toată lumea cu o justiție independentă. O să-i căutăm și o să-i aducem în fața
unei justiții independente aici în Republica Moldova. Vrem procuror european! 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 Dați banii înapoi! 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 Jos mafia! 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 Noi am sprijinit în prima zi un mesaj. Un mesaj pe care l-a formulat Mihai Ghimpu și Partidul Liberal. Acest mesaj a sunat procuror general și justiție independentă. Acest mesaj, noi Mișcarea Populară Antimafie l-am sprijinit pentru că el este în programul nostru electoral. Noi îi mai cerem lui Ghimpu acum, care pentru mine face un joc destul de straniu, îi cerem să-l recheme pe Drăguțan, să-și îl iei pe acest mucos acasă, să-și iei acest minor și să-l ducă la camera pentru minori, acolo, la poliție. Pentru că omul ăsta nu este responsabil. Este un om irresponsabil, care este complice la furtul unui miliard de dolari din țara asta. Și iese acum în fața oamenilor și dă ochii peste cap. De ce? Le cerem încă o dată să-l retragă pe Drăguțan. Noi vom ajunge cu guvernare externă la Banca Națională, pentru că țara asta a ajuns să-i se fure anul trecut un miliard încă din euro încă și din bugetul acestei țări. Jos mafia! 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 Jos hoții! 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 Priviți atent și o să observați că din nu știu câte televiziuni în țara asta, aici, unde ați venit dumneavoastră cu toții alături de noi, nu vedeți doar decât două, trei camere de luat vedere. Așa înțelege mafia din țara asta să stea la umbră, să stea la adăpost. Pentru că presa, din păcate, majoritatea presei din țara asta au ajuns cadâine în haremul lui Plahotniuc. Moldova 1, care este televiziunea Republicii Moldova, este televiziune publică. Până acum n-a dat niciun reportaj despre protestele din țara asta. Nu mai zic de televiziunile lui Plahotniuc. Vom ajunge într-o zi când vom fi sute, mii, zeci de mii în stradă, el o să dea lacul lebedelor ca în timpul puciului. Televiziunea de acolo, din dealul Schinoasei, este tot televiziunea lui Plahotniuc și Filat. Și am ajuns peste 25 de ani, după atâtea reforme făcute în audiovizual, ca televiziunea publică să ajungă și acum, după atâtea reforme, să slujească acest clan mafiot. Jos mafia! 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 Jos mafia!
Mai mulți dintre dumneavoastră ne întrebați de ce vine puțină lume la protestele noastre. De unde să vină acum mulți oameni dacă n-au de unde să afle? N-au de unde să afle despre faptul că lumea se adună, că lumea nu mai rabdă, lumea este răzlețită pentru că nu are de unde să afle. Au pus mâna pe toate mijloacele de informare în masă. Iată de ce. Cei aflați aici, cei care ați venit astăzi în număr mai mare decât altă dată, vă rugăm la cealaltă manifestare de protest pe care o să o anunțăm să veniți încă cu 2-3 oameni. Din om în om, din gură în gură, vom fi sute, mii, zeci de mii. Jos mafia! 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 Spuneam și cu alte ocazii, printre dumneavoastră sunt și oameni care încă acum 20 de ani aveam un imperiu la picioarele noastre, atunci când dădeam jos Uniunea Sovietică și eram mândri că luptăm împotriva unui mare imperiu. Să fi știut atunci că vor trece 20 de ani și vom ieși în stradă să dăm jos doi mârlani de la guvernare, care au pus mâna pe totul în țara asta și au alungat oamenii din țară. De unde să fie oameni la manifestări dacă majoritatea au pus mâna pe bagaje și au plecat, iar lumea care a rămas la țară nu-și poate lega tei de curmei, ca acum să mai afle că puținii bani pe care i-au adunat nu mai costă nimic. Jos mafia! 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 Stimați concetățeni, stimați concetățeni. Stimați concetățeni, țara noastră este în neagră mizerie. Țara noastră este în neagră mizerie. În această mizerie ne-au adus cei care astăzi se află în această clădire, care este clădirea poporului, legislativul Republicii Moldova, datorită încrederii care au dat-o tinerii în 7 aprilie, că la guvernare vin alt fel de politicieni, vin oameni cu viziuni europene care o să schimbe lucrurile în țară. În 5 ani de zile ei ne-au adus într-o mizerie tot mai neagră și mai neagră. În această clădire se află criminalii care au ocupat instituțiile de stat prin minciună atunci, în 6-7 aprilie și apoi 5 ani de zile, în fiecare zi. Tribuna Parlamentului este tribuna ocupată de către criminali. Această caracatiță mafiotă s-a infiltrat în toate instituțiile de stat. Justiția, Procuratura, Centrul Național Anticorupție,
toate instituțiile sunt ocupate de ei și tergiversarea alegerii unui guvern se face intenționat pentru ca să nu se formeze o alianță pro-europeană legislativă, ci să fie haos în Republica Moldova, pentru că odată cu semnarea acordului de asociere, ei trebuiau imediat după alegeri să treacă la implementarea lui. Asta înseamnă reforme, asta înseamnă ce se întâmplă acum în România, ca Procuratura Generală, ca justiția să fie independentă. Însă, reformele pentru ei înseamnă să se pomenească după gratii, pentru că în toți acești ani au furat din banii publici, au furat din bănci, au furat din casele noastre, pentru că acești bani ne aparțin nouă. Cine dintre tineri astăzi vrea să rămână acasă? Nimeni. Orice tineri spune, nu mai rezist, plec din țara asta că nu văd viitor. Iată la ce ne-au adus ei astăzi, după 7 aprilie. Filat, Plahotniuc și Voronin trebuie să stea după grații. Acolo este locul lor. Și mare păcat că Ghimpu face jocul lui Plahotniuc acum. De ce Partidul Liberal nu este aici? De ce nu iese în piață să se revolte asupra jocurilor lui Filat, Plahotniuc și Voronin? Pentru că sunt complici la furturi, pentru că îl apără pe un drăguțan care a acoperit furturile din sistemul bancar și acum iese în fața cetățenilor și dă vină pe cetățeni că fac panică și de aceea se devalorizează leul. Nu mai suportăm această umilință și sfidare a noastră. Nu există alte cale de civilizarea noastră, de scăpare de această mizerie, decât să nu ne împăcăm cu această situație, să alegem lupta și să le cerem să facă ceea ce au promis. Cel puțin acum să creeze o alianță pro-europeană parlamentară, iar noi să stăm de veche asupra ceea ce vor continua să facă. Haosul în țară este numai în interesul mafioților. Nealegerea unui guvern este în interesul lor. Jos mafia! 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 Jos bandiții de la guvernare trebuie! Stimați prieteni! Manifestarea noastră este doar un început într-o mare de revoltă care vine peste țara asta, că altă ieșire nu mai este. Altă ieșire nu mai este decât lumea să iese și să revolte. Plahotniuc a demonstrat că poate cumpăra totul în țara asta. S-a învățat încă în anii 90, când făcea trafic de ființe umane în Balcani. Așa cum a cumpărat fete și le-a vândut în Balcan, așa cumpără de 4 ani politicieni și îi vinde cu bucata acolo unde are nevoie. Plahotniuc în 2010 și-a lichidat toți partenerii și concurenții din business. La ora actuală, la ora la care stăm de vorbă acum, Plahotniuc nu mai are concurenți și parteneri în politică. Toți, de la Lupu, Filat, Voronin, și Ghimpu la fel, se pare că toți politicienii la ora actuală au o relație mai mult sau mai puțin de subordonare în raport cu Plahotniuc. Asta a demonstrat că poate să facă. Singurul lucru pe care nu-l poate cumpăra Plahotniuc este revolta noastră. Jos Plahotniuc! 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 Jos Plahotniuc!
marșul de Pilat! Jos marșul de Pilat! Jos marșul de Pilat! Jos marșul de Pilat! Cât de mult a mai mințit lumea și trădătorul ăsta de Pilat! Cum s-a uns el pe sufletul atâtor oameni încercând să demonstreze că este cu poporul, iar el, de fapt, a ajuns până la urmă în buzunarul lui Placotniuc. Țara asta n-a văzut umilință mai mare și rușine mai mare decât Pilat în 2013, după Pădurea Domnească, când lingea tălpile lui Placotniuc. Nu s-a mai văzut atâta înjosire omenească cât a putut să facă omul ăsta înjosind atâta lume. Ca și ceea ce se întâmplă acum în Parlament. Jos bandiții! 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 Vrem banii înapoi! 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 Așa cum vă spuneam, nu putem ști dacă se va vota un guvern astăzi sau nu. Asta nu știe nimeni în afară de Placotniuc. Doar el știe ce vrea să facă mai departe. El controlează totul din umbră în țara asta. Iată de ce. Rugămintea mea este să ne strângem rândurile, să anunțăm în toți oamenii, în funcție de cum vor decurge lucrurile. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, o să vă ținem la curent, așa cum v-am anunțat acum, din om în om, prin mesajuri pe care vi l-am trimis prin SMS-uri, prin prietenii noștri, prin dumneavoastră, la toată lumea, să aflați când va fi următoarea manifestare publică. În funcție dacă se votează sau nu guvernul astăzi, vă vom spune când pornim manifestări din zi în zi ca să scoatem cât mai multă lume în stradă. Jos mafia! 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 Poate observați dumneavoastră că de când a plecat consilierul lui Merkel din Republica Moldova, asta după ce Merkel a fost chidat într-o încălzire de cal, ea care a venit într-o țară pe care nemții nici azi nu o pot găsi pe harta Europei, ea care a venit și a pus un cuvânt pentru ăștia care i-a părut că fac o poveste de succes aici în Republica Moldova, dacă observați, după plecarea consilierului lui Merkel, n-a mai venit nimeni în Republica Moldova și nu mai are nimeni treabă cu ei. Lumea, deja europenii s-au convins ce au sprijinit în Republica Moldova și cât de mult ăștia au reușit să-i ducă în eroare, să-i inducă în eroare pe partenerii noștri europeni. Numai noi, numai oamenii simpli, numai oamenii care nu pot fi cumpărați astăzi pot schimba în Republica Moldova lucrurile. Pentru că Placotniuc, numai revolta noastră nu o poate cumpăra. Jos mafia! 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 Vrem justiție independentă! 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 Vrem criminalii la pușcărie! Criminalii la pușcărie! Criminalii la pușcărie! Vrem procuror european! 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 Vrem
bombă! Bandiți! Mai tragem răsăritoare un pic și acum știu mai spune. Acum ne spun colegii noștri că prim-ministru, eu tot nu reușesc să-i rețin numele, prim-ministru rostește discursul lui în Parlament. Vreau să vă spun, stimați prieteni, că eu n-am fost încântat niciodată de prestația lui Leancă, chiar dacă multă lume își punea speranță în el. Mie mi s-a părut întotdeauna că un prim-ministru trebuie să aibă în primul și în primul rând caracter. Faptul că Leancă vorbește aceleași enormități în vreo 5 limbi de circulație internațională n-a rezolvat problema Republicii Moldova. Iar Leancă, în care lumea își punea alte speranțe decât în Filat și Plahotniuc, a devenit complice cu ei la crimele care s-au săvârșit. Ieri am văzut o sfidare enormă la aeroportul internațional Chișinău, unde s-a sărbătorit cu mare fast Maslenița. Eu n-am nimic împotriva unor sărbători pe care le sărbătoresc rușii, dar nu la noi, nu în aeroportul internațional Chișinău. Să știți că acest lucru are semnificația unei bătăi de joc față de oamenii noștri care pleacă prin aeroportul internațional Chișinău din țara asta pentru totdeauna. Leancă este complice la înstrăinarea aeroportului internațional Chișinău. Leancă i-a dat pașaport diplomatic ușor și i-a dat numere diplomatice pentru Rolls-Royce-urile lui și Mercedes-urile lui la Moscova. Leancă s-a făcut complice alături de Filat și Plahotniuc la crimele care s-au făcut împotriva acestui popor și n-am regretat deloc atunci când Leancă a ajuns un perdant, atunci când Leancă n-a fost ales pentru că a vrut să se profileze în funcția de prim-ministru. Ori atunci când unul dintre ei, mă refer acum la Ghimpu, a pronunțat procuror european și justiție independentă, Leancă, dacă n-ar fi vrut să se profileze, trebuia să spun același lucru. Ca după ce nu l-au votat comuniștii, să-l aud că nu va vota guvernul Gaburici, după ce l-a votat la partid. Stimații mei prieteni, Republica Moldova are nevoie de lideri cu caracter. Nu mai poate Republica Moldova să suporte la guvernare fie hoți, fie leșinați ca Leancă. Jos mafia! 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 Trebuie să unim toate forțele și noi suntem gata să trecem peste multe supărări, peste multe lașități care le-au făcut. Eu am rămas stupefiat. Eu știam întotdeauna că Academia de Știință este o structură a statului care consumă 30 de milioane de euro pe an. Pentru nimic. Pentru unul Duca care stă în fruntea Academiei de Știință și care fură de la statul Republica Moldova în fiecare an câteva milioane pe care le pune în buzunar. Academia de Știință, să zicem spuma intelectualității moldovenești, l-a primit pe noul candidat la ei. Să vedeți dumneavoastră acolo ce lașitate era, ce lingoșire era pe lângă un anonim, ce cuvântări academice despre câți bani le-ar mai trebui lor. Din păcate, stimații mei prieteni, intelectualitatea nu este astăzi alături de oamenii oropsiți, pentru că rectorii acestor universități care trăiesc din mita pe care o iau de la studenții, care la rândul lor primesc bani de la părinți de peste hotare,
acești rectori au ajuns la fel ca și mafioții din fruntea țării, au ajuns cu castele de milioane, au ajuns cu milioane în buzunar și stau astăzi la cheremul acestei guvernări. Anume această intelectualitate a spus în trecuta campanie electorală că strâng nasurile și merg chipurile lepute de la ei, dar chipurile vor integrare europeană. Era o minciună, era o minciună, pentru că foarte mulți dintre intelectualii noștri s-au uns pe lângă actuala guvernare. A fost distrusă societatea civilă, a fost distrusă intelectualitatea, a fost călcată în demnitatea acestor oameni în picioare de niște criminali care i-au cumpărat pe toți ăștia și țin la cheremul lor. Jos mafia! 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 Plahotniuc, Filat, Voronin, Lupu, Gimpu, cine mai sunt? Leancă, cine mai sunt? Drăguțanu. Drăguțanu, vă zic, eu n-am avut de gând și nici în general, nu am de gând niciodată să plec din țara asta. Dar eu când îl văd, mi se face atât de mult rușine pentru noi toți, pentru tot ceea ce am făcut noi în anii ăștia. Cum a fost posibil ca un om atât de irresponsabil să ajungă în fruntea Băncii Naționale? În toată lumea, guvernatorul Băncii Naționale este omul care dă cel mai multă încredere, pentru că acolo oamenii își țin banii. Eu vă asigur, stimații mei prieteni, că în orice care colț al lumii, dacă guvernatorul Băncii Naționale ieșea în fața lumii cu cuvântul pe care l-a spus ăsta ieri, în țara aia era revoluție. Sărea țara în sus. Pentru că nu este posibil ca un guvernator a Băncii Naționale, unde lumea își ține banii, unde lumea își ține economiile, să iasă și să vorbească în halul ăsta. Oamenii erau de vină ieri că fac panică, că merg să-și scoată economiile. Trebuia să mai adauge că oamenii sunt vinoveți că vor să mănânce, că vor să îmbrace, că vor să trăiască omenește. Asta trebuia să mai adauge. Jos mafia! 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 Pieri poporul de foame și de boli. În medicină și face. Spune-ți câteva cuvinte. E om din sat, în sat, în raion, în raion. În lumea care are posibilitatea, cei care au posibilitatea să plece și cumpără de mult medicamentele de la Iași. Pentru că medicamentele până la această devalorizare a leului deja erau de două, de trei ori mai scumpe decât peste Prut. Deci tot ceea ce se întâmplă în țara asta, eu nu mai vorbesc despre faptul că aici mai mulți ani de zile s-au produs nelegal medicamente, s-au produs medicamente contrafăcute sub oblătuirea unor deputați, cum este Hotineanu, cum a fost ministrul sănătății, Usatăi și așa mai departe. Aici, în țara asta, crima a fost de la ultimul pe care l-au numit ei prin ministere, prin și până la prim-ministru. Acum, când vin europenii, mi-a spus cineva că a venit, mi-a spus un funcționar de stat că au venit europenii pentru câteva puncte pe care Republica Moldova, prin acordul de asociere,
trebuia să le aibă îndeplinită la 1 ianuarie, ca să meargă la Ministerul Economiei și ăștia să dea ochii peste cap, să strângă din umeri, să nu știe nici despre ce este vorba. Ca până la urmă ăștia să spună, bine, dați-ne oamenii concreți care s-au ocupat de treaba asta. Ca acolo să afle că până la ei n-a ajuns documentul care a fost semnat la Bruxelles. În instituțiile de stat este un dezmăț de neînchipuit. În instituțiile de stat de mult nu se mai muncește în interesul acestei țări. Am spus odată, Republica Moldova nu mai are capacitate de administrare a treburilor statului. Nu mai există la ora actuală management în administrație. Acum Banca Mondială le-a cerut lor, pentru ca să restabilească relațiile cu Republica Moldova, primul punct știți care a Fondului Monetar pentru restabilirea finanțării Republicii Moldova, primul punct este reîmpărțirea administrativ-teritorială. De fapt, lichidarea numărului ăsta mare de raioane, pe care ei nu-l fac și nu or să-l facă pentru că consiliile raionale la ora actuală sunt celule de partid, nimic altceva, care toacă banii statului. De la criminalul Voronin care a desființat județele și până astăzi în raioane stau mâncăii lor care fură la fel ca și dinșii. Jos mafia! 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 Jos Voronin! 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 Adevăratul fiu al lui Voronin este Plahotniuc. Pe Plahotniuc l-a învățat să fure și l-a făcut împărat în țara asta. Jos Plahotniuc! 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 Eu propun să mergem, vorbim cu domnii polițiști, așa am făcut de fiecare dată, mergem în marș așa pe lângă Parlament, liniștit, nimeni nu iese din rândul nostru, mergem să le strigăm și ieșim în partea cealaltă. Eu asta o spun pentru că nu vreau să înghețați mai departe, vă mulțumesc încă o dată pentru efortul care l-ați făcut, vă rog încă o dată să veniți alături de noi, de Mișcarea Populară Antimafie, atunci când o să vă chemăm, în funcție de ceea ce se va produce astăzi la Parlament, în funcție de ceea ce se va întâmpla în țară, pentru că în orice moment, în țara asta se poate întâmpla orice, dar chiar orice, pentru că țara asta nu mai este guvernată. Într-o bună zi ne putem pomeni că leu nu o să mai putem cumpăra nimic pe el. De aia, vă rog să fiți, să ne urmăriți, să urmăriți vocea noastră, să urmăriți anunțurile pe care le facem din om în om, prin mesaje pe internet, prin mesaje, prin SMS-uri care o să vă le trimitem. Să fiți ca să ne reușim în câteva ore să ne adunăm în fața Parlamentului, în Piața Mare a Adunării Naționale și să strigăm jos mafia! 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 Noi o să vă anunțăm suplimentar despre ziua în care ne adunăm. Vă spun acum că am vrut să depunem, am mers să depunem cerere pentru Piața Mării Adunării Naționale pentru duminică. Din păcate, acolo a ocupat-o dodonul ăsta care a sfintit lumea în țara asta cu prostiile lui și cu Uniunea lui Euroasiatică. Reușim poate în scurt timp să-l trimitem la Comrat pe ăsta, că acolo e locul, el e cu găgăuzii acolo, deci cu ceea ce făceau separatiți găgăuzii acolo. Deci
urmăriți anunțurile noastre. În anunțurile noastre o să aflați ziua și locul unde ne adunăm. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați venit în număr mare astăzi alături de noi. Vă rog să fiți în continuare alături de noi și să știți că vom reuși. Astăzi am venit mai mult decât data trecută. Data viitoare vom veni și mai mult decât astăzi. Mergem după mine în marș spre Parlament și mergem în coloane strigând: Jos mafia! Jos mafia!